Dragostea trece prin stomac, spune o vorbă din bătrâni, iar statisticile o confirmă. La nivelul județului Salaj, natalitatea este în scădere. În 2011 s-au născut aproximativ 2400 de copii, cu 100 mai puțin decât în anul precedent, când criza economică nu își înfipsese atât de tare colții în portofelul, dar și în libidoul populației. Între anii 2005 și 2010, natalitatea a fost oarecum constantă, cam 2500 de copii pe an. Excepția a făcut anul 2008, când s-au născut 2700 de copii, rod al economiei care a început să duduie de prin 2007. Sunt și situații în care, indiferent de contextul economic, dragostea ține de foame. În cazul celor de etnie romă, fie vremuri bune, fie vremuri rele, natalitatea rezistă și crește. Potrivit datelor de la recensământ, numărul romilor e tot mai mare de la an la an. În 2002 erau aproximativ 12.000, acum sunt peste 15.000. Etnicii maghiari se iubesc și ei mai puțin, dar ponderea lor rămâne constantă, cam 23% din populația județului. În schimb, românii se împuținează de la un an la altul. În 2011 erau 150.000, cu 26.000 mai puțin decât în 2002.